Evenimentul a debutat la bustul lui Dumitru Dan din Cimitirul Eroilor din Buzău, unde reprezentanții Muzeului Județean, ai Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România și profesori universitari au vorbit despre personalitatea primului globetrotter român. Au mai fost și alții, el este însă cel mai mare și cel mai mare nu numai dintre români, ci dintre toți globetrotterii pe care a cunoscut omenirea. Singurul om din lume care a reușit performanța să facă 100.000 de kilometri pe jos. Știți ce înseamnă asta? Peste 2200 de zile consecutive să mergi tot timpul. La începutul secolului trecut, Dumitru Dan, student la Paris la Facultatea de Geografie, a făcut înconjurul lumii pe jos, parcurgând 100.000 de kilometri în 6 ani, în costum popular și opinci reușind să fie deopotrivă și ambasador al culturii românești în străinătate. Dumitru Dan a fost singurul supraviețuitor din echipa celor 4 studenți români care au pornit de la Paris în expediția cu o miză de 100.000 de franci. Într-un muzeu județean, Buzău, acest eveniment este unul de înaltă ținută și reprezintă pentru noi o mare onoare și avem bucuria de a-l găzdui astăzi aici. La evenimentul de comemorare a 40 de ani de la trecerea în neființă a lui Dumitru Dan a fost prezent și profesorul universitar dr. Silviu Neguț, unul dintre cei care l-au cunoscut personal pe globetrotterul român și care a contribuit la recunoașterea lui în Cartea Recordurilor. Silviu Neguț, profesorul cu origini buzoiene, a donat Muzeului Județean o colecție importantă de documente care i-au aparținut, dar și mai multe scrisori pe care cei doi le-au schimbat între anii 1970-1980. Dânsul, având încredere în mine, mi-a oferit și unele documente originale, deci pentru prima dată vor fi aici în muzeu, din cutăieturi, din ziarele epocii, din Marea Britanie și din alte regiuni ale lumii, care arată clar că el a fost acolo, inclusiv fotografii ale dânsului, una în Marea Britanie, la Glasgow, în Scoția. În incinta Muzeului Județean din Buzău există o expoziție dedicată lui Dumitru Dan, în care vizitatorii pot afla mai multe despre călătoria românului în jurul globului. Dumitru Dan s-a născut la Buhuș, în județul Bacău, dar a murit la Buzău, fiind îngropat în Cimitirul Eroilor.